Și în a treia zi a sărbătorilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Arhiepiscopia Bucureștilor a fost alături de credincioși, oferind mâncare celor care s-au așezat la rând pentru a se închina la Sfintele Moaște. În cursul după-amiezii, protoieria sector 5 capitală a împărțit sarmale pelerinilor. Cu mare bucurie și anul acesta, protoieria sector 5 capitală, în colaborare cu Parohia tuturor Sfinților Români, aduce bucurie pelerinilor așezați pe Colina Bucuriei, oferindu-le 1500 de porții de sarmale. Un număr de 30 de voluntari de la Parohia tuturor Sfinților Români participă la această mare bucurie. O bucurie imensă. Suntem din protoieria sectorului 5, de la Parohia tuturor Sfinților Români. Și avem 1500 de pachete pregătite și cu drag am venit să le dăm aici la celor care au venit să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie. Ne bucurăm din tot sufletul faptul că au muncit credincioasele de la noi din cadrul bisericii, au muncit două zile la aceste pachete. Să venim să le dăm astăzi celor care se îndreaptă către Sfintele Moaște și sperăm să ne ajute Bunul Dumnezeu și să mai venim poate și la anul să le mai aducem. Noi chiar facem lucrurile astea cu bucurie, chiar cu mare bucurie. Chiar suntem fericite și când le facem și când le împărțim. Și chiar bucuria așa că oamenii sunt mulțumiți și ne și mulțumesc. Nu asta așteptăm noi, dar... asta se întâmplă. Și în cursul serii, pelerinii au primit pachete cu alimente, apă și ceai de la protopopiatul sector 6 capitală și Letecor, filiala Mizil. Tinerii elevi ai orașului Mizil, ei au făcut aceste pachete pentru tineri, pentru pelerini, an de an, și prin aceasta se caută o mai mare legătură și mai strânsă legătură între școală, biserică, pentru a face un bine întregii societăți, pentru a sensibiliza totodată întreaga societate prin acești tineri. Am făcut 600 de pachete cu de toate, cu sandvișuri, dulciuri și am avut în jur la 60 de baxuri de apă. Și am decis să venim în seara asta la pădealul Patriarhiei să împărțim. M-am simțit împlinită deoarece și pe fața celor cărora le-am oferit aceste pachete am văzut aceeași bucurie și am resimțit ce au simțit ei. În primul rând, când am oferit pachete pelerinilor, am simțit că pot să ajut și chiar am ajutat. Și când am trecut pe lângă Moaște, m-am simțit în largul meu și simt că acum am mult mai bine față de cum îmi era înainte. Produsele alimentare au fost împărțite cu sprijinul voluntarilor care se află în aceste zile pe Colina Bucuriei.